Am uitat de dat drumul la camere. Dacă e gură cască, da. Păi dreptate. Deci aflați X din? 7 ori X egal cu 77. 7 ori X egal cu 77. Adică 7 ori cât face 77? Ori 11. Adică X ăsta este egal cu, rezultă că X egal cu 77 împărțit la 6 și face 11, da? Da. Acum 9 ori X plus 2. 9 ori X plus 2, în paranteză X plus 2? Nu. Nu? Plus 2. Egal cu 83. 83. Și acum... Deci 9 ori X egal cu 83. Echivalent. Echivalent cu... facem 9 ori 2, 18. Dar de ce 9 ori 2? Că nu știu cât. A, nu. 9 ori X egal cu 83 minus 2. 83 minus 2. Nu așa vine? Că dacă adunarea e egal cu, atunci un termen e egal cu 83 minus 2. Deci 9 ori X egal cu 83 minus 2, echivalent cu 9X egal cu 81. Egal cu 81. Și acum X egal cu 9. Și după 5 ori pe lângă. 5 pe lângă. X minus 1. X minus 1. Închide paranteza. Plus 4 egal cu 24. Egal cu 24. Deci 5 ori X minus 1 plus 4 egal cu 24. Da? 5 ori X minus 1 plus 4 egal cu 24. O să facem 24 minus 4. Deci 5 pe lângă X minus 1, deci echivalent cu 5 pe lângă X minus 1 egal cu 24 minus 4, știm bine asta. 24 minus 4 echivalent cu 5 pe lângă X minus 1 egal cu 24 împărțit la 24 minus 4, cât vine? 20. Egal cu 20. Și echivalent cu? Acum 5 ori cât să facă 20? Înseamnă că asta, X minus 1, paranteza asta, este egal cu 20 împărțit la 5, da? Deci rezultă X minus 1 egal cu 20 împărțit la 4, 20 împărțit la 5, pardon, și egal cu 4. E să scriu și eu încă o dată, că X minus 1 egal cu 4, de unde X egal cu? 3. Cum să fie 3? Păi, dacă pui 3 minus 1 fac 2. Așa e X minus. X 5. Așa adunăm acum. X egal cu 5. Nu? Că ce să punem în loc de X? X egal cu 4 plus 1. Dacă scăderea e, rezultatul scăderii 4, deci așa trebuie făcut. Mergem mai departe. Aflați două numere, știind că suma lor este 144. Aflați două numere, știind că suma lor, nu? A plus B. Da, e egal cu 144. Da. Iar unul dintre numere este 4, mai mare decât celălalt. Este cu 4, poate. Da, cu 4. Unul din ele e cu 4 mai mare decât celălalt. Adică A egal cu B plus 4. Deci A este cu 4 mai mare decât B. Cum facem? Acum scriem relația asta în loc de A. Deci în loc de A, în loc de A punem B plus 4. Da? Deci de aici rezultă că... Dar, să te rog să vorbești tu. Deci rezultă că... În loc de A punem B plus 4. Deci B plus 4 plus B. Scrie. B plus 4 plus B egal cu 144. De acord? Da. Echivalent cu, vorbește? Echivalent cu... 2 de B. 2 de B. Adică 2B. 2B, da. 2B. 2B plus 4 egal cu 144. Stefania, continuă. Acum 2 ori B. 2 ori B va fi egal cu? Egal cu 144 minus 4. Da. 2 ori B egal cu 140. 2 ori B egal cu 140. Acum B egal cu 140 împărțit la 2. Împărțit la 2 și egal cu 70. B egal cu 70. B egal cu 70.
Punctul? 7. Da. Ultimul, da? Nu, eu mai aveam 2-3, doar că erau soare, le-am făcut eu. Am înțeles. Zi. Efectuați împărțirea. Efectuați împărțirea. Te rog. 70.459 împărțit la 289. Hai să facem repede, Darius. Este 289. Pe cum facem? Ne uităm câte cifre are împărțitoare. Câte cifre are împărțitoare? Are 3, 1, 2, 3, 1 și noi 3. Da. Și ne uităm de câte ori încape 289 în 704. Așa. Și egal cu... Cam de câte ori? 289, care îți are și aproape de 300. 289 e aproape de 300. În 700? 2. De 2 ori. De 2 ori. Da? De 2 ori. Ia să zicem 2. 2 ori 9. 2 ori 9, 18. 8 și 1. 2 ori 8, 16. Da. 2 ori 2, 4 și 1, 5. Da? 8 din 14. Cât vine? 8 din 14, 4 până la 10 și mai rămâne un 2, 6. 6, nu? A, 4, da. Da, de 14, 8 din 14, 6. Aici au rămas 9, ha? Acolo au rămas 9 și 4. 7 din 9, 2. Și în loc de 7 au devenit 6, 5 din 6, 1. Îl coborâm pe 5, corect. Și cam 300 în 1200 și ceva. De 4 ori. 4 ori. De 4 ori, da? Deci 300 în 1200 de 4 ori. 4 ori 9. Aici Ștefan i-a ajuns. 4 ori 9. 4 ori 9, 36. 6 și 3. 4 ori 8, 32. Da, și cu 3. Cu 3, 35. 35, 5 și 3. 5 și 3. 4 ori 2, 8. 8 și cu 3. 3. 8 și cu 3. Îi trebuie până la 10 un 2. Da. 10 și ori 11, nu? 8 cu 3, 11. 11. Și acum 6 din 15 nu se poate, din 15. Da. Din 15, 9, corect. 5 din 5, 5 din 5, am luat, da. 0. 1 din 2, 1. Nimic. 109, e bine, 109, fac 289. Coborâm pe 9. Cam 300 din 1000. De 3 ori. Da. De 3 ori. Hai să zic. 3 ori 9. Da. 52, 3 ori 8, 24 și cu 2, 26 și 2, 3 ori 2, 3 ori 2, 6, 6 și cu 2, și cu 2, 8. Să tragem linie și obținem. Acum, 19 fără 7. Nu, 9, 9, că e 9 suficient. Nu, da, 9. 7, 2. 2. Ori 9, 6, 3. 3. 8 din 10, 2. 232. E bine, că e 289. Că totdeauna urmărim ca restul să fie mai mic decât împărțitorul. Că dacă ne-ar fi dat un rest mai mare, mergeam nu de 3 ori, ci luam de 4 ori. Da? Și acum, de împărțitul, hai să zicem proba. Teorema împărțirii cu rest, da? De împărțitul, 70.000. Împărțitorul, 289, ori câtul împărțirii, o 243, plus restul, 232. Cine nu-i convins că a făcut o treabă bună, n-ar decât să mulțească pe astea două, să adune restul și să se dea de împărțitul, da? Deci asta e proba. Proba. Teorema împărțirii cu rest, practic, da?
Hai să vedem, mergem mai departe. Altă împărțire? Sau ce mai? Nu. Suma egal cu 7. Deci suma cui? Păi e un exercițiu ăsta egal cu 7 plus 14 plus 91 plus 98 până la 77. Aaa, se calculăm suma ies. Da. Calculați suma ies egală cu... Deci să calculăm suma mai multor numere, a următoarelor numere, ies egal cu... Ies egal cu, spune... 7 plus 14. 7 plus 14 plus 21. 21 plus 28 plus 87 plus 707. 707. Să calculăm suma asta. Cum propuneți? Cum propuneți că calculăm suma asta? E un fel de suma Gauss, numai că sărite. Din 7 în 7. Din 7 în 7, da. Și e primul plus ultimul, orică sunt ei, da? Deci formula lui Gauss spune egal cu primul plus ultimul, 7 plus 707, ori numărul lor, numărul lor, supra 2. Nu? Sau împărțit la 2, pe da. Sau tot împărțit la 2. Și dăm mai departe cu ne trebuie numărul lor. Acum, numărul, sau n, cum ziceți voi, mă, egal cu? Egal cu 707 minus 7, după împărțit la relație. Da? Din cât plus în cât? Plus 1, corect. 707 minus 7, deci din ultimul scădem pe primul, 707 minus 7, totul de împărțit la 7, e din cât în cât sarei, da? Da? Și plus 1. Și dăm mai departe cu? Facem 700. Deci face 700 împărțit la 7 plus 1. Adică face 100. 100. Plus 1 egal cu 101. 101 numai. Deci, 100 plus 1 egal cu 101 numere, da? Deci n-ul acela, numărul lor, în formula aceea de mai înainte, primul plus ultimul ori 100, împărțit la 2. Asta va fi rezultatul. Asta va fi rezultatul. E cam mai departe. Da, eu am zis 7.007. 7.007 ai zis? 707. De asta am întrebat de ce e 100. Păi, da, da, tu cum ai scris? 707? Da. Așa e pronunțat. 7.007, ne întoarce. 7.007. Deci aici 7.007, da? Oricât sunt ei, și ca să aflăm că sunt ei din 7.007, scădem pe 7. Și după ne dă 1000. Și dă 1000 aici, 1000 plus 1. 1001, da? 1000 plus 1 egal cu 1001. Termen. Așadar, aici punem 1001. Deci am modificat un 0 acolo, da? Și 7 plus 7007, cât face aici, Ștefania? 7 plus 7007. 7014. 7014 ori 1001. Împărțit la 2. Și egal cu... Trebuie să mulțim pe 7014 cu 1001. Dar mai întâi să împărțim pe unul din ei 2 la 2, ca să nu pierdem prea mult timp. Împărțim pe 7014 la 2 și face 2 în 7 de 3 ori. Da? 2 în 7 de 3 ori, pe 2, 6, pe 1, 1. 2 în 10 de 5 ori. Da? 2 în 1 de 0 ori, 2 în 14 de 7 ori, ori 1001. Și egal cu 3507 ori 1001. Și să mulțim 3507 ori 1001. Cum facem? 3507 ori 1001. 1 ori 3507, 3000
507 și mai scriu iarăși 0 la toate. 0, 0, nu mai scriu 0, 0, da? Și acum mulțesc cu 1 de aici. Sub el scriu 177, 100, 155, 133. 7, 0, 5, 10, 5, 3. Cât obținem? 3.510.507. Deci răspunsul e 3.510.507. 507. Acesta este răspunsul. Și ultimul. Hai, te rog. A egal cu 2 la 2501. A egal cu 2 la 2501. Minus 21 la 42. 21 la 42. Și după se divide la 5. Să arătăm că ăsta se divide la 5, da? Deci 2 la puterea 5, 2 la puterea 2501 minus 21 la 42 și să arătăm că ce ne rezultă se divide la 5. Deci să arătăm că numărul ăsta tot care rezultă se divide la 5. Voi ce mai făcut Ștefania? Eu mă grebeam să termin mai repede. Și tu mai vine cu ești ăsta. Ai dat vreo idee? Nu mă pune să zic pe 2 la 2501, că iar mă super rău de tot. Super! Nu, nu te gândești la faptul asta. Dar altă idee. 2 la puterea 2501, hai să vedem 2 la o putere, ciclicitatea aceea, din cât în cât. Ultima cifră. Da. Visez și eu. Dai voi, da? Da. Deci 2 la o putere, vreau să văd ce va fi ultima cifră. Minus 21 la o putere, iar să văd ce va fi ultima cifră. Să scad și dacă îmi dă, când o număr se împarte la 5? Când ultima cifră e 5 sau 0? Deci dacă eu la momentul care face raționamentul, să-mi dă ultima cifră 5 sau 0, atunci numărul ăsta și ăsta se divide la 5. Vedeți că îmi fac un plan de lucru. Nu mă apuc repede de treabă. Zic așa. Măi, 2 la puterea 2501. Hai să vedem. 2 la 1 cât face? 2. 2 la a doua egal cu? Hai, dar-și. Deci 2 la 1 egal cu 2. 2 la a doua? 4. 4. 2 la a treia? 6. 2 la a treia? 2 la a treia. 8. 8, că se mulțește încă o dată cu 2 ăsta de sus. Deci 2 ori 2 ori 2 de 3 ori. Deci face 8. 2 la a patra? 10. Cum ai făcut 10? Nu. E vorba de 8 dinainte mai mulțit încă o dată cu 2. E 2 la 3 dinainte, mulțit cu 2. Cât faci? 16. 16. Băi, de rezolv. Băi, când 2 la 1 face 2. 2 la 2 înseamnă ăsta de sus încă o dată mulțit cu 2. 2 la 3 înseamnă 2 la 2 ori încă o dată 2. Și face 8. 2 la a 4 înseamnă 2 la a 3 dinainte încă o dată ori 2. Și face 16. 2 la a 5 cât face? Nu 16, 16 ori 2. 16 ori 2. 32. 32. Egal cu 32. Și de aici se repede. 2 la a 6 egal cu 32 ori 2. 32 ori 2, 64. 2 la 7 fac 128. 128. Dar pe mine nu mă interesează decât ultima cifră. Am să zic. Într-adevăr, 2 la 1 egal cu 2. 2 la 2 egal cu 4. 2 la 3 egal cu 8. 2 la 4
este egal cu cât? 2 la 4 egal cu 16. Am zis mai 6 pun puncte, puncte, că nu mă interesează decât prima cifră. 2 la a 5 egal cu puncte 2, 32, adică 2, o scriu. 2 la a 6 este egal cu puncte, puncte 4. 2 la a 7 este egal cu cine? Puncte, puncte, 8. Și 2 la a 8 este egal cu, cum ar fi 8 ori 2, 16, puncte, puncte, cu 6. Adică 2 la a 4 are ultima cifră 6. 2 la a 8, 6. Dar 4 și 8 sunt multipli de 4. Da, adică 2, 2 la 4 K, 2 la multipli de 4, deci 2 la puterea 4 ori K are ultima cifră 6. Da. Da? Încă o dată. Darius. Deci 2 la 4 are pe 6. Da. 2 la 8 are pe 6 ultima cifră. 2 la 12 tot pe 6. 2 la... Sunt multipli de 6. Deci la, la multipli de 4, ultima cifră, ultima cifră este 6. Deci la multipli de 4, la multipli de 4, uite, ăsta, ăsta, și 2 la 16, va avea ultima cifră, tot 6. Deci de aceea 2 la puterea 4K are, este un număr lung, deci așa spun, este un număr cu multe cifre, dar ultima cifră este 6. 2 la puterea 4K plus 1, Ștefania, va fi cât? 2 la 4K plus 1? Este un număr lung, ori, dar ultima cifră cât? 7, fiindcă la 4 ori, 2 la a 4-a ori K este egal cu 6 și mai adăugăm 1 și este egal cu 7, nu? Nu. Nu, ultima cifră ne interesează. Deci ultima cifră, când a fost cu 1, cu 5, adică la 4 K, la multipli de 4 s-a terminat în 6, și acum când înmulțim tot rezultatul ăla, în care ultima cifră e cu 6, mulțim cu 2, când înmulțim cu 2, va fi 2 la 6, 12. Ca atunci când e 2 la 1. Deci 2 la 1, 2 la 5, 2 la 9, 2 la 4 K plus 1 va avea ultima cifră, cât am zis? 2. Deci va fi un număr lung, ultima cifră 2. Atenție, încă o dată, Darius. Tu ai înțeles așa că mai aduni un 1. Dar, și ai zis, la 6 mai aduni un 1. E greșit. Ce înseamnă 4K plus 1? Adică, la momentul când ai zis 2 la a 4-a, 2 la a 8-a, 2 la a 12-a, 2 la a 16-a, și când zici la 4K plus 1, înseamnă 2 la a 5-a. Deci lui 4, multiplul de 4 îi aduni 1. 2 la 5, 2 la 5, de la 5, de la 4 am adunat 1. Acum la alt multiplu de 4, la 8 plus 1. Deci, practic, ultima cifră se mulțește cu 2. 6 ori 2, 12. Deci ultima cifră este 2, ca și cum ar fi fost 2 la 1-a, sau 2 la 5-a, sau 2 la 9-a, sau așa mai departe. Deci 2 la multipli de 4K plus 1, am ultima cifră 2. 2 la multipli de 4K plus 2, ce cifră am să am la sfârșit? 2 la multipli de 4K plus 2? 12. Va fi ultima cifră 4, ca și cum ar fi 2 la a 2-a. Da? Deci, ca și cum ar fi 2 la a 2-a, deci vine 4 ultima cifră. E un număr foarte lung, ultima cifră 4. 2 la puterea 4K plus 3 va fi un număr lung. Ultima cifră cât? 8. Ultima cifră 8. Uite. 2 la 3, 8. Da? Deci, încă o dată. 2 la multipli de 4 va avea ultima cifră 6. Vă întreb, cât este 2 la puterea 80? Care e ultima cifră la 2 la 80?
2 la 80. Păi zicem 2 la 80 egal cu 2 la puterea 40, nu. 4 ori 20 plus 0. 4 ori 20 plus 0. Deci rămâne 4 ori 20. Adică este 4 ori K. Da. Multipli de 4. N-am rest la împărțirea lui 80. Și cât este la multipli de 4? Cât este ultima cifră? Uitați-vă voi acolo. 6. 6. Egal cu 6 ultima cifră. Cât este 2 la puterea 128? 2 la puterea 128. 6. Tot 6, că 128 se împarte exact la 4. Și este egal cu ultima cifră 8, așa că vine 8. Nu, e legătura asta. Trebuie să faci așa, zici 2 la puterea 4 ori 32. Ia să vedem, 4 ori 32 vine 4 ori 2, 8. 4 ori 3, 12. Și când e multiplu de 4, adică 4 ori ceva, 4 ori ceva, totdeauna când e 4 ori ceva, se termină în ultima cifră în 6. Deci egal cu ultima cifră, 6. Iar vă întreb, cât este 2 la puterea 72? 2 la 72. 4. De unde ai știut? Păi trebuie să împărțim pe 72 la 4, da. Să vedem ce rest ne dă. Ia să vedem. 72 împărțit la 4 face 4 în 7 merge o dată, 1 ori 4, 4, 32, 4 în 32 de 8 ori 4, 32. Se împărțea sau 8 exact, n-am niciun rest. Și acum, să zicem, 2 la puterea. 2 la 72 este egal cu 4 ori 18, 4 ori 18 și egal cu puncte, puncte, cât e ultima cifră? 6. Tot 6, mă, că e ultima, e multiplu, n-am rest. Deci dacă sunt împărțite exact, ultima cifră este 6. Până acum nu v-am dat de exemple decât 80 care sunt împărțite exact la 4, 128 care sunt împărțite la 4. 72 se împărțește la 4. Deci ori de câte ori să faci împărțirea la 4 exact, ultima cifră este 6. Cât este, hai să zic, 2 la puterea 81? 2 la 81. Care e ultima cifră a lui 2 la 81? 2? Gândim așa. Egal cu 2 la puterea 4 ori 20 plus 1. 4 ori 20 plus 1. Când zice 4 ori ceva plus 1, 4 ori ceva plus 1 se termină în 2. Ai avut dreptate. Deci egal cu puncte, puncte. Ultima cifră, 2. Deci ultima cifră, 2. Alo, să răzbunea măicuță. Uitați, eu sunt într-o lecție, sunt în direct acum la Prof. Online TV. Și sunt în lecție, direct. Da. În pauză, când intru în pauză, vă sun. Sărăt una. Cei de-a patra. Patra. Ah, dar ne-ai văzut acolo programul? Scrie. Da, nu mai da? Să vezi acum povestioare. Că nu-mi dau seama. Nu-mi dau seama. Că cred că nu le-am aruncat, nu? L-ați nu. Observat? Nu. Nu le-am aruncat. S-a zis că le-am aruncat. Nu, 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 ia. Am și găsit. Salut, salut! Bine ați venit! Salut! Păi mi-a fost dor de voi! Da, și mie de dumneavoastră!
Ia uitați, David nu se leagă la petrecere. Deci mă tot. El nu se leagă la petrecere, a venit la matematică, cine? Davide. Mai nu pot să cred. Da. Așa e să mă la matematică. Da. Și eu m-am mirat. Ai făcut asta vreodată? N-ai făcut. Da, da. A, n-a se întâlnit, domn profesor. Nu, mai am un pic. Bine. Așa. Să zicem, deci, am dat 2 la 81, se termină în 2, da? 2 la puterea 126, 126, 2 la 126, 2 la 120, cât? 126, egal cu 2 la puterea, cât vine aici? 4 ori 31 plus 2. Da? 2 la 4 ori 31 plus 2. Și când se termină, și când se termină în 2, da? Când se termină în 2, când dă restul 2, Darius, ce se întâmplă când dă restul 2? Care e ultima cifră aici? 4, da? Deci când, se dă, când dă restul 2, ultima, când o dă restul 1, ultima cifră este 2, când o dă restul 2, ultima cifră e 4, când s-o împărțit exact ultima cifră e 6, da? Deci aici o să spun egal cu puncte-puncte cât? Egal cu puncte-puncte 4, da? 4. Bun. Și acum să ne întoarcem. Noi avem 2 la puterea 2501. Sunt foarte trist aici. Ce credeți că am să fac ca să văd? Eu v-am dat niște exemple așa. Dar acum ca să văd încât se termină, ce am să fac? Păi cum am procedat cu 126? Pe 126 l-am împărțit la 4. Că văd eu că din 4 în 4 merge treaba acolo. Împărțit la 4 și să văd ce rest îmi dă. Așa și acum, 2501, îl împărțim la 4 și să văd ce rest am să obțin. Ia să vedem. Zicem. Ajută-mă, te rog, repede, Darius. Deci, zicem, 2500... 2501. Da. 2500... 2501, da? 2501 împărțit la 4 egal cu 4 în 25 merge de 6 ori, nu? 6 ori 4, 24. Hai, te rog, 1, vorbește. Din mama nu trebuie să ai emoții. Zic, coborâm 0, zic, coborâm pe 0. Da. 4 în 10 vine din 2 ori. 4, 8. 8, rest 2. Dar și lucrezi tu. Și cum am vorbit? Da. Lucrezi acolo și tu te uiți numai că e țel. Hai, te rog, mă conduci și nu mai scriu nimic dacă nu vorbești. După aia, recovărăm pe 1. Corect. 4 în 21. 4 în 21 de 5 ori. Da. 5 ori 4, 20. Și rest 1. Da. Da? Și atunci, din teorema împărțirii cu rest, 2501, se scrie Ștefania, 2500, 4 ori 625 plus 1. Plus 1, foarte tare. Și atunci ne întoarcem. 2 la puterea 2500, vorbește Ștefania, 501, egal cu 2 la puterea 4 ori 625 plus 1. 4 ori 625 plus 1. Adică ultima cifră va fi... Așa. Darius? 2. Ultima cifră va fi... Foarte tare. 2. Corect. Că la multipli de 4 plus 1, nu? Da. Ultima cifră este 2. Deci aici o să pun puncte, 2. Mai vedem o dată să nu greșim.
gândim. 2 la puterea 501. Așa, mi-ai dat 2 la puterea 501, da? 2 la puterea 501. Pe 501, 2501 l-am împărțit la 4, că am văzut că se repetă din 4 în 4. Și merge 4 în 25, de 6 ori 4, 24, 1, 10, 2 ori 4, 8, 21, 5 ori 4, 20 și rămâne rest 1. Și atunci teoria împărțirii este asta, de împărțit, egal cu împărțitorul oricâtul, plus restul, da? Și am scris că 2 la puterea 2501 se scrie ca 2 la puterea 4 ori 6, 25, plus 1. Care înseamnă puncte, puncte, când se termină cu 1, când noi am avut așa, 2 la puterea 4K, o păscătă, egal un număr lung, care se termină în 6, nu? 2 la 4K, plus 1, un număr lung, care se termină 2. 2 la 4K, plus 2, un număr lung, care se termină în 4. Și 2 la puterea 4K, plus 3, un număr lung, care se termină în 8. Perfect. Și acum, ne e limpede, eu pot să scriu așa, că doi la puterea aici, egal mai departe cu 2 la puterea 2501, să scriu un număr lung care are ultima cifră, ultima cifră, mi-a spus voi acum, ultima cifră, 2. Minus 21 la orice putere. Cine spune 21 la orice putere? În cine se termină? Care e ultima cifră? La orice putere. Darius? 1, mă, foarte tare. 21 pentru 1 ori 1, 1 ori 1. Ia să se mulțim. 21 ori 21. Așa ar fi 1. 1 la orice putere este 1. Da? Deci vine puncte, 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 1. Și când le scădem, cele două numere, îmi dă un număr lung, da? Care se termină la unități, 2 scăzut 1, 1. Și nu se împarte la 5. Mai păcăli, Ștefania. Păi mai păcăli, în loc să fie perechisiți corect. Eu cred că autorul, nu 2 la puterea 501, 2 la puterea 500, că dacă ai fost 2 la puterea 500, s-ar fi terminat împărțirea, s-ar fi făcut exact la 4 și toate numerele care se împart la 4 se termină în 6, da? Aș fi fost aici cu 6, Ștefania, atent, ce vor... Da, dar repare 6 și 6 minus 1 face 5 și atunci orice număr care se termină cu 5 se împarte la 5. Da? Deci autorul ori a fost neatent, ori acolo s-a bătut la tipografie s-au greșit și atunci de ce ești a fost dat greșit. Finalul. Finalul este că numărul ăsta se împarte la 5. Da? Numărul ăsta se împarte la 5. Ne oprim aici și stăm de vorbă să vedem exact. Nici eu nu știu puterile. Da, da. Sunt nicio formă. Da. Am mai ajutat eu la restul, dar la putere nici poveste.